Înainte, prin dreapta a fost sloganul pe care tinerii politicieni l-au propus ca și program politic. Activitatea organizațiilor de tineret este coordonată de prim vicepreședintele Partidului Democrat Liberal, Mihai Stănișoară. Ceea ce am dorit eu să se întâmple aici și am constatat că așa și este, este ca aceste întâlniri și aceste discuții să mobilizeze organizațiile interne în vederea perioadei de campanie electorală din toamnă care urmează. Am constatat cu satisfacție faptul că tinerii sunt extrem de determinați să își aducă un aport serios în proiectele pe termen scurt și mediu ale partidului. Tinerii i-au invitat la eveniment și pe greii partidului. Acestora le-au adresat întrebări legate de viitorul partidului, dar și despre posibile alianțe politice. Vedeți viitorul apropiere de eliberare în cazul destrămării USR-ului? Cred însă, cum am văzut și după alegerile 2008, cu o alianță cu PNR-ul ar fi una naturală, dar nu cu un PNR condus de criminalitate. Mihai Răzvan Ungureanu, liderul inițiativei civice de centru-dreapta, a fost primit cu aplauze de tinerii democrat-liberali. Avem o problemă cu resursa umană în politică? Da. Mare de tot. Și aceasta nu pentru că nu există oameni competenți, nu pentru că nu există oameni onești, nu pentru că nu există oameni care să își dorească să participe în modul cel mai generos cu putință la un efort de transformare a societății românești. Aceasta pentru că nu ne-am obișnuit să-i căutăm. Și pentru că întotdeauna revenim la agenda cu numerele vechi de telefon. În 2011, lucrările școlii de vară a PDL au avut loc tot la Eforie Nord. Sloganul de anul trecut a fost Smart and Right.